voi nu uitați cu cine aveți de-a face. Voi aveți de-a face cu Plahotniuc. Mieșterân, compromaturi, denigrări și ei, el împreună cu Șor și toată gașa sunt astăzi deserviți de o mașinărie întreagă bine finanțată de Federația Rusă de influențare a opiniei publice. Iată despre ce vorbim. Deci eu nu cred că abordarea asta cu prezumții de bună intenție și așa mai departe funcționează în momentul în care luptați cu aceste grupări extrem și extrem de înrăite și care au acționat întotdeauna extrem de murdar, prin compromat, prin șantaj și prin astfel de lucruri. Și oamenii ăștia n-au dispărut absolut nicăieri. Iată, asta se întâmplă. Repet, noi merită să avem poate o dezbatere separată despre ce s-a întâmplat cu reforma asta, unde a greșit, cum s-a greșit, de ce s-au pus oameni greșiți în poziții greșite. Dar cert este că astăzi, ce s-a întâmplat la acest așa-numit concurs necesită o evaluare foarte serioasă. Eu, la modul serios, cred că s-ar cere o comisie de anchetă parlamentară, care la un moment dat să publice informații. Pașa, noi avem și niște instituții în statul ăsta și poate SIS-ul, poate procuratura să se autosesizeze, să vadă. Pentru că noi comisii parlamentare am avut și nu s-au mai soldat. Spre deosebire de majoritatea investigațiilor pornite de procuratură, o bună parte din aceste comisii parlamentare, măcar ceva au publicat și au venit la un moment dat. Adevărat, s-au avut procuratura nu poate să facă cercetare a acestui concurs, pentru că nu poate procurorul de un nivel ierarhic mai jos să investigheze ce a făcut CSP-ul și orice act ar produce procuratura de asemenea verificare nu ar fi credibil în exterior. S-ar considera că tot este o metodă de... Bun.